Dai drum. Suntem într-o frumoasă o zi de primăvară, 21 martie 2023, în frumosul oraș, capitala României, București, într-un mare și frumos parc, Cismigiu. Și sunt cu Angela, o fată minunată, din Austria, mama a 7 copii, are fete, că dacă pui fetele lângă ea, nu știi care e mama și care e fata. Slavă Domnului! Așa, 4 fete frumoase, una e cam bolnăvioară acolo la spital, Dumnezeu să-i dea sănătatea de care are nevoie. Amin, amin. Și are și 3 copii minunați, 3 băieți, o familie minunată, soțul ei este evreu, credincios și o bună misionară. Viața este misiunea. Mulți ani a stat lângă copii, i-a crescut mare, le-a dat educație și copiii au și educație spirituală, în primul rând. Știu să citească Biblia și în românește, și în ebraică, da. Și în engleză, germană. Așa. Și mă bucur de această familie. Angela cu mine facem o lucrare frumoasă în România, mai avem pe cineva. Ce fel de lucrare? Pentru că Dumnezeu urmărește pe oameni, zi de zi, cum vrea fratele Petică, să le dea șansa împărăției veșnice și protecției pe pământ, cum a dat și mie. Eu am avut o viață cum am avut-o și cu Angela. Vrem să ajutăm pe oameni care se află în situații catastrofale. Prin harul Dumnezeu mi-a dat mie și lui Angela, Domnul, o bucată mare de pământ, vreo jumătate de hectare de vii, mai avem și altele și vrem acolo să facem o lucrare, oamenii să găsească așa, adăpost, hrană, dragoste și în primul rând cuvântul vieții. Sunt oameni defavorizați, oameni care sunt grele și ce vă spun eu, găsiți în cartea care am scris-o eu, Elibrat din Lanțuri, un capitol care spune așa, focare spirituală în mijlocul naturii și acolo vedea tot ce avem noi în plan să facem pentru slava și prin puterea lui Dumnezeu și la cerințele lui Dumnezeu. Angela, mă bucur de tine din toată inima, ești o fată minunată și poți să vorbești tu mai departe despre asta. Da, deci mă bucur că ai amintit de proiectul ăsta pentru că noi deja l-am început. Și l-am început printr-o minune, deci eu cred foarte mult în minuni, pentru că am văzut mâna Dumnezeu de când Dumnezeu m-a chemat, că El m-a chemat, cum zice acolo, că noi îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. Eu pun mare preț pe versetul acesta, pentru că El m-a chemat la El și în 1996 m-a dat această viziune, o am scris în caiet, exact aceeași viziune care i-a dat-o și fratele Bugherea în 1994 și foarte important că prin internet Dumnezeu a făcut să ne cunoaștem, am venit la noi în casă și am început proiectul. Și pe lângă asta, Dumnezeu ne-a dat un sponsor, de fapt e un proiect în care eu sunt implicată și care unii cred și unii nu cred. Asta fiecare după cum poate are credința sau, mă rog, toate le avem la lor, zic eu așa. Ce este important, că noi am început lucrarea asta, să ajutăm acolo oamenii, am început, avem pământul, avem animalele, deja au venit câteva persoane, deja le-am ajutat și lucrarea merge. Și în primul rând vreau să mulțumesc Dumnezeu, apoi vreau să mulțumesc că mi-a spus proiectul ăsta în cale, deci din nou atâția ani, dacă stai să cutești 27 de ani, după 27 de ani, Dumnezeu a găsit o soluție, un proiect prin care noi ajutăm și avem o sponsorizare. Pe lângă asta avem și donații de la voi, dragi mei prieteni, vă mulțumesc din inimă, nu știu cum să vă mulțumesc. Și vă spun că înaintea lui Dumnezeu, ăia doi bănuți care voi dați, ăia doi, mi-a dat și văduva, dacă știți, care citiți Biblia, ultimii ei bănuți care i-a dat, Dumnezeu a văzut asta și a răsplătit. Așa că nu vă gândiți, aș vrea și o să ajut, aș vrea și o să fac ceva. Nu, cât ai pe inimă, cât poți să știi că va merge acolo unde trebuie și Dumnezeu îi va mulți. Puținul tău care l-ai pune acolo pentru Dumnezeu și El va lucra. Și mă bucur că am început acest proiect. Mulțumesc că ne-am cunoscut și Dumnezeu a făcut legătura asta, nu noi, că oamenii mă întreabă cum cu 7 copii faci atâtea proiecte și acolo și acolo. Să vă spun cum fac eu. Eu construiesc 10 case, da? Adică 10 proiecte, vă dau un exemplu. Și la fiecare când pot mai pun câte ori cărămile, nu mă stresez, am familie, pentru mine prioritate este Dumnezeu, Domnul, da? Citesc cuvântul, îmi fac timp pentru citirea cuvântului, pentru proiecte. Pe primul loc este Dumnezeu, apoi familia. Familia împreună în proiect, deci nu negrijesc familia, asta e foarte important. Și apoi prietenii
sponsorii, susținătorii, Dumnezeu îmi trimite de pe internet oameni vin la mine, Dumnezeu îi trimite care mă ajută și fac donații și vreau să vă mulțumesc din inimă și să vă asigur că tot ce dăruiți din inimă este primit înaintea Dumnezeu și este înmulțit și răsplătit. Vă mulțumesc și, cum am spus, dăm laudă lui Dumnezeu și rămânem în contact și nu uitați să distribuiți acest video mai departe prietenilor voștri pentru că și alții să vadă că în România o mamă cu 7 copii, lauda să fie lui Dumnezeu, împreună cu un om de 68 de ani, care a fost în închisoare 16 ani și Dumnezeu l-a scos de acolo ca să-l pună în lucrarea asta. Mulțumesc Dumnezeu, da. Vreau să vedeți că scrie, este un verset unde zice că El, Domnul, pregătește faptele bune, noi doar umblăm în ele, nu le căutăm, dar Dumnezeu pregătește toate lucrurile. Și vă mulțumesc, dar am scris o carte, o să mai lucrez la ea, o să o reeditez, că vreau să adaug și proiectul nou aici, se cheamă Cuvinte de Aur pentru Suflete de Aur. Vreau să vă zic că fiecare suflet și tu care te uiți acum la noi, ai o mare valoare înaintea lui Dumnezeu. Indiferent că te-ai predat lui, indiferent că încă nu te-ai predat, nu știu de ce mai stai și te mai gândești, dar îți spun că ai o mare valoare. Nu uita asta, îndemnul meu să te întorci la Creatorul tău, cu tot sufletul tău, cu toată inima ta, să-L cauți și El se va lăsa găsi de tine. Dacă tu deschizi inima, citește cuvântul, nu contează ce religie ai, nu contează cine ești, în ce situație ești, poate ești divorțat, poate ai o problemă, poate ai un necaz, nu contează, acolo unde ești Dumnezeu te vede și sub privirea Lui. Ia cuvântul, citește, fă o rugăciune simplă, sinceră înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu cunoaște oricum inima ta, cum scrie acolo în psalm, că cuvântul, cum zice, nici nu ne ajunge pe buze și Domnul știe. Și Dumnezeu îl cunoaște, minunat. Ăsta a fost mesajul nostru într-o zi frumoasă, de primăvară aici în București. Este minunat, ce binecuvântat. Și spune o rugăciune, cum să se roage omul care nu cunoaște pe Dumnezeu? Asta ne spui tu, că tu ești... Eu vorbesc mai bine și mai cursiv, ia spui. Da, sigur, eu când mă întâlnesc cu cineva, Dumnezeu deschide ușa de cuvânt și îl întreb, te-ai predat Domnului? Da sau nu? Dacă nu, de ce nu? Discutăm, vedem ce situație îi. Și dacă ce vreau să mă predau, păi hai acum, că ziua de mâine nu e a noastră. Că suntem în parc, că suntem la restaurant, nu contează unde suntem înaintea lui Dumnezeu. Noi nu strigăm, nu facem teatru. Să frumos ne rugăm și spun, uite, crezi asta că Domnul Iisus Hristos, Iisua Mașia, a murit pentru tine și El este Mântuitorul tău? Dacă spune da, cred, atunci facem o rugăciune împreună și spune după mine. Am făcut un video aici, dar pot să mai repet acum. Doamne Iisuse Hristos, Iisua Mașia, dar e numele Lui în original. Mă predau ție astăzi și vreau de acum să fiu copilul tău, să te slujesc. Vino în viața mea, te invit în viața mea ca Domn și Mântuitor personal. Și vreau de acum să umblu cu tine, să cunosc voia ta, să nu mai trăiesc într-o viață de păcat. Vreau o viață nouă, să mă ajut să-mi dai nașterea din nou, care este foarte importantă, metanoia, să-mi schimb mintea, să-mi schimb gândurile, să mă îndrept pașii spre calea ta. Și ajută-mă, dăm dragoste pentru cuvânt, amin, asta e foarte important. Să citesc în fiecare zi cuvântul, să-mi hrănesc sufletul, ca să-i cartea vieții în fiecare zi, să mă rog și să trăiesc o viață curată, o viață plăcută ție. Și Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt, îți dă putere să faci asta. Amin. Mulțumesc din inimă. Amin. Amin.